Pandemia de COVID-19 i-a făcut pe școlari să renunțe la multe obiceiuri care erau de nelipsit în alți ani, iar veștile continuă să apară. Elevii claselor a 8-a și a 12-a nu vor avea nici anul acesta petreceri de absolvire. Tristețe pentru elevii din clasele terminale. Aceștia nu vor avea parte nici anul acesta de banchetul mult visat din cauza măsurilor impuse în contextul pandemiei. La Liceul Național Pedagogic Ștefan Odobleja, reprezentanții unității de învățământ au hotărât să organizeze o festivitate în curtea școlii, în aer liber, într-un mod restrâns pe clase de specializare. Banchetul claselor, așa cum se desfășura până acum 2 ani, anul trecut nu a avut loc, nu va avea loc pentru clasele a 12-a, dar intenționăm și vom realiza cursul festiv. Cursul festiv nu va mai avea loc cu paradă, cum a fost până acum 2 ani, sau la teatru, va avea loc decât pe teren, pe terenul școlii, se va face pe specializări. Vor avea invitații unu sau maxim doi părinți și va fi pe data de 1 iunie. Copiii vor lua revedere cu adevărat de la liceu pe 4 iunie, atunci se termină cursurile claselor a 12-a. Banchetul care însemna, să știți, nu doar distracție, ci era sub formă de sărbătoare, ca să zic așa, pentru că se mânau și anumite distincții, anumite diplome, era un program artistic organizat de ei, se implica și școala, bineînțeles, diriginții, dar în cea mai mare parte copiii și părinții, însă anul acesta nu va avea loc. Dacă ei vor decide cumva împreună cu părinții, va fi o decizie a lor proprie și nu este implicată școala sub nicio formă. Mulți elevi ne povestesc că nici ei nu au avut parte de banchetă anul trecut, iar experiența a fost una neplăcută. Mi se pare nașpa pentru că era o oportunitate unică până la urmă. E o chestie care nu se întâmplă de mai multe ori. Se întâmplă de câteodată. În ce clasă ești? A noua, 9B, învățătoare educatoare. Și anul trecut ai avut parte de banchet? Nu. Și cum a fost? Ți-ai fi dorit? Bineînțeles ne-am fi dorit. Toată lumea a avut, numai noi nu. Ne-am simțit destul de prost. Următoarea elevă ne povestește că i-a avut parte de banchet cu 2 ani în urmă, când pandemia de COVID-19 nu își făcuse încă apariția, iar acum se simte norocoasă că a putut avea parte de acele clipe unice. Eu n-am, mi-a picat banchetul ziua mea și mi s-a părut foarte frumos. Ai toți colegii lângă tine, așa ca de final de an. Am plecat la tine cu colegii și așa, o dată de final să îi mai văd o dată, înainte să se termine tot. Adică cine știe când îi mai prind. Chiar dacă poate pe unii nu-i suport sau nu îmi place, toți sunt colegii mei. Fiecare clasă este liberă să își organizeze un eveniment, însă pe cont propriu, fără implicarea unității de învățământ de care aparține. Cu siguranță trăirile nu vor mai fi la fel. Este deja al doilea an consecutiv când elevii din anii terminali nu vor mai avea parte de petreceri de absolvire.